la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Valentina Basiul și vă prezint emisiunea de astăzi la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate și-a propus să readucă acasă mai mulți cetățeni stabiliți peste hotare, inclusiv în sectorul public. A fost creat un portal unde doritorii își pot depune CV-urile, iar primii specialiști au și fost angajați, fie în funcții de secretar de stat, șef de cabinete sau consilieri. Se dorește astfel să se dea un nou suflu schimbărilor așteptate de toată lumea. Totodată, președinta Maia Sandu a reluat zilele trecute mesajul că îi așteaptă pe cei din diaspora să revină și să deschidă afaceri. Ce ar motiva pe cei plecați să revină în Republica Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Un recent studiu realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație arată că fiecare al treilea tânăr din Republica Moldova intenționează să emigreze în următorii 3 ani. Potrivit unor date oficiale, peste 1 milion de cetățeni s-ar afla deja peste hotare. Emigrarea în masă afectează aproape fiecare familie, după cum veți auzi din sondajul realizat pe străzile centrale din Chișinău. Ei sunt care vor, dar la ce să vină? Unde se angajează la lucru? E real această idee? E real, dar cu politica și cu tot ce se întâmplă noi în țară, nu cred că e real. Sunt niște lucruri care depind una de alta. Nu doar depind de noi persoanele simple de cetățeni. Să aibă un post de muncă bine plătit, ca oricare își dorește. Dar la noi, cu perspective, nu văd. Ați plecat? Cunoașteți poate pe cineva care au plecat? Am fost și plecat. Acum recent sunt venit în țară de câteva luni. De unde? Din Spania. Cât timp ați lucrat acolo? Vreo 3 luni. Ca să înțelegeți, am fost șofer și acolo, cum și sunt și pe aici. Și am circulat cam toate țările din Europa. Pur și simplu am venit acasă, pandemia asta, tot restricții, tot un altaș. Dacă se mai calmează un pic, se liniștește, cred că plec înapoi. Știți? Noi oamenii simpli, banii ne manipulează, ne dă un impuls. Dar revenim acasă, vă dați seama că avem părinți, de asta te trage acasă, altfel nu prea... Deci nu vă sensibilizează pe dumneavoastră personal îndemnuri de astea, veniți acasă și jertfiți-vă cumva? Da, păi aș îndemna să vină acasă, dar pentru ce? Să vadă oamenii cum mor de foame, sau cum politicienii noștri, totul e fals, totul e... ne bagă tot felul de minciuni, de chestii care îi avantajează doar pe ei. Trebuie sau nu să vină înapoi cei plecați? Eu mă gândesc că ar trebui să vină pentru că e țara lor, e casa lor aici și guvernul, eu mă bucur de așa ceva. Aveți rude, poate cunoașteți pe cineva care a plecat peste hotare și ar vrea să revină? Eu am fică și hotară și ar dori ca să vină acasă. Unde este? E în Italia. În ce condiții ar veni acasă? Ce schimbări ar trebui să se întâmple aici în Moldova ca ea să revină acasă? Și ar trebui ca posturi de lucru să aibă câte mai mult posturi de lucru, ca să aibă băieții unde lucra. Și eu mă gândesc că doamna ar să facă. Дело в том, что уезжает в основном молодежь, правда ведь? И республика теряет и таланты, и здоровые, и рождаемость падает. Evident, ceva se întâmplă, se schimbă spre bine. Atunci eu o să revin. Dar sunteți optimist? Aveți rude sau pe cineva din cunoștință? Am și rude și cunoștință care de acum precis când se mai întorc. S-a stabilit acolo, au apartament, copii acolo, toți acolo, pentru ce? Trebuie oamenii de pe stradă. Ce credeți despre inițiativa guvernării de a chema cât mai mulți dintre cei plecați peste hotare să revină acasă? Dacă să creeze condiții, da, e real. Ce înseamnă condiții? Salarii. Asta, în primul rând, salarii mai mari. Mai mari. Toți cunoscuții mei, majoritatea sunt plecați peste hotare. Ei nu sunt de acord ca să lucreze cu un salariu de 7-8.000 de lei. Adică pentru ei, salariul ăsta este un obstacol aici în Republica Moldova pentru ca să se dezvolte sau același automobil să procure sau să-și procure o casă, un apartament. Da? Asta e un obstacol destul de mare pentru ei. E vorba și de oportunități, de creștere în carieră? Este posibilitate de creștere în carieră aici în Moldova. Dar asta durează minim 5 ani ca să obții un start de carieră, cum s-ar spune. V-ați gândit dumneavoastră personal să plecați? Poate ați fost plecat? M-am gândit de foarte multe ori să plec. Am și depus cererea asta online pentru Green Card și aștept deja rezultatele. Am nepoată, dar nu. N-are de gând să vină. Ei și-au cumpărat apartament și n-are de gând. Și n-am eu de lucru. Și era salariu mic. Da, oamenii vor. Că unde nu te-ai duci, la tine acasă mi-e bine.
tu faci și vrei, știi că e în casa ta, cu atât mai mult după hotare, oamenii sunt foarte greu. Tu ești om străin. Guvernarea spune că vrea să aducă sau cheamă tot mai mulți cetățeni plecați peste hotare să revină acasă. Dar ce facem aici? E că eu nu de mult am venit din Slovacia, pe când am fost la lucru acolo. Și normal acolo, trăiești, faci o capic. Dar e că am venit 2 luni de zile, stau acasă, n-ai de lucru, n-ai nică. Și banii faci, acolo vei și ai cheltuie. Tot e scump, tot, nu. Nu e real să venim acasă, n-avem ce face așa. N-avem de lucru, deloc. Să ne dai de lucru, să avem... Da, om și de la țara noastră, așa, la copii, dar și... Ia că mă duc chiar înapoi de grabă. Am fost în Cehia și vorba să mă sunt în Germania cu copiii mei sau cu altăți. Și nepoți am acolo născuți. Cât putem la să ne ducem peste hotare? De cât timp mergeți peste hotare? Câți ani? Oli de mulți ori, Rusia, o știu, pe jumătate. Am venit chipurile acasă, părintele sunt mai bătrâni, n-are și neașita, dar așa peste hotare mai bine. Ia, la mine soția e în Israel de mare 3 ani de zile, tot e normal. Și întreb trecătorii din Chișinău, ce cred ei despre ideea guvernării ca mai mulți cetățeni plecați peste hotare să revină acasă? E reală ideea asta? Nu este reală. În general este o statistică, am citit că mai mulți să se duc. Asta pentru Republică, după părerea mea ca tânăr, nu este real. Lumea pleacă, lumea dezamăgită. Lumea pentru ce lucrează? Pentru un salariu decent. Dacă nu e salariu decent, lumea pleacă. Mărește salariile. Lăsăm o leacă drumurile, lăsăm o leacă furatul, lăsăm mai mult chestii care, pur și simplu, la moment nu sunt atât de nevoie de dânsele. Majorați salariile și lumea o să întoarcă. Ei vor să întoarcă lumea. La ce se întoarcă lumea? Eu singur sunt venit de mult peste hotare. De unde? În Polonia. Și cred că înapoi am să mă duc aici, nu-i viitor până când nu se vede. De cât timp munciți în Polonia? Am fost de 2 ori, odată 7 luni și odată 3 luni. Soțul e că trebuie să pleci săptămâna viitoare. Cât ar trebui să primiți ca să vă motiveze stați acasă? Nu știu, dacă în sat poți să fii destul, chiar și așa 6.000, 5.000 în sat. Dacă la oraș, nu știu, nu cred că ar să fii destul, pentru că transportul zi de zi, ca să te duci la muncă, să vii, ca să te hrănești tot, cred că nu ar fi destul, da? Sunt alții care supraviețuiesc așa. Înțeleg că după ce veți naște bebelușul, tot peste hotare vă vedeți. Da. Ca să avem un viitor mai bun, cred că este nevoie de fapte. Dar fapte până când nu vreau să văd. La ce să vii, să nu bate de la bucățul de pâine? Ei s-au dus dacă sunt copii toți pe străinătate, că n-au și mâncat, n-au străit o casă. Dar unde-ți plecați? În Germania, Italia, în Polșia, sunt căsătorit, toți au plecat toți. Așa le-au părut căsile și așa și căsile. Parlamentul trebuie de psătare încă. Am un la plăcat să le măresc până la 80 de mii, dar nu am și mi-a pun 3 lei la sută. Cum străim noi? Dar eu, bătrânia, că m-a chemat, a fost la Germania în vara asta. Dar și viață bună în Germania și ea. La noi nici n-ați fi și lume stimătoare, și cu curățenie de dragoste. Nu că la noi scumpesc tot locul și nu subiește om cu om. Dar viitorul Republicii Moldova arată destul de prost, văd. De tot prost. Dar noi, bătrânii, am rămas în groape și străinii sunt în groape noi. Păi ridice lefurile, că prețurile sunt mai mari decât ca la Europa, dar leafa e cu de 3, 4, 5 ori mai mitic ca la Europa. Lumea de atât aș să duci cu șotar, dacă ar fi tot bine în țară, nu s-ar duce. Care îți duci de acum cu copiii încolo? Eu cred că ori să întoarcă, poate ori să întoarcă înapoi, numai că nu o să fie copiii mari, ori să lucreze de sânii sătători, ori să rămâi și ori să tragă în coași la bătrâneță. Dar noi sperăm că poate începutul e greu, dar pe urmă se schimbi ceva, dar... Ești de pe loc. Dar și cei de peste hotare, dacă eu stat în ploaie și vă văzut ce se face la alegeri, tot cu gândul că a schimbit spre bine. Tot cu săluc să ne fie mai bine zi și ei înapoi. Cred că de atâta. Printre specialiștii care au revenit acasă și pun umărul la schimbările anunțate de guvernare este Dorin Frăsineanu. După studii în Marea Britanie, Franța și Rusia și experiență în cadrul Comisiei Europene și Delegației Uniunii Europene în Albania, tânărul a decis să lucreze în guvernul de la Chișinău. De 3 luni este consilierul primului ministru pentru politică externă. De ce a ales să meargă împotriva curentului? Aflăm chiar de la el. Într-adevăr, este o idee care multora le s-ar părea puțin nebunească. În primul rând, eu am plecat de acasă acum 11 ani și nu am crezut că am să mă întorc, pentru că la acea vreme eram sigur că nu am unde să mă întorc sau nu văd nicio ieșire din situație. Era și după 7 aprilie, în 2010 am plecat din Chișinău. Trăind acolo, oricum mereu am fost foarte atașat de țară, în primul rând pentru că familia mea este aici. Mereu am avut legătura asta cu țara. Am urmărit foarte intens ce se întâmplă acasă, din punct de vedere politic, social, etc. Am rămas uimit, i-am făcut inițial
diplomă dublă în drept englez, francez și european. Și atunci mi-am dat seama cum într-o țară, de exemplu, Marea Britanie, care nu are o constituție scrisă, constituția este respectată. Și țin minte, la mei 20 de ani, ziceam, noi avem constituție scrisă și ea nu este respectată și ei se bazează pe niște cutume, cum le numesc ei, care unele nici măcar nu sunt nicăieri formalizate. Pentru mine asta a fost foarte impresionant și am zis, wow, trebuie de făcut ceva. În fine, cu timpul, știm, Republica Moldova a trecut pentru o perioadă mai proastă, până la alegerile, de fapt, din iulie, însă pentru prima dată am văzut că, într-adevăr, este o oportunitate unică, este o șansă istorică. Am văzut o echipă care vrea să facă schimbări, bine intenționată, de profesioniști și atunci am zis, poate că e timpul să nu mai spunem ce vrem și toți să devenim experți pe toate subiectele, pe Facebook, cu prietenii și poate e timpul chiar să ne implicăm. Pentru că, de fapt, asta e și problema pe care am văzut-o eu de când am venit acasă. Adică în cei 11 ani de când ai plecat de acasă, fie că ai fost la studii la Moscova, la Strasbourg sau în Marea Britanie, periodic exista o sămânță care spunea că revii acasă sau a fost doar un moment crucial? Eu niciodată nu zic nu. Am învățat asta foarte devreme, că planurile se pot schimba mereu. Dar știam că mă deranjează anumite lucruri. Nu vedeam acea speranță, nu vedeam acel moment în care aș putea să mă întorc, să pun numărul la ceva. Cred că s-a acutizat când am stat la Moscova și a venit și președintele Dodon. Atunci, de fapt, e momentul când a venit la MGIMO, crezând că va avea parte de o întâmpinare călduroasă, că de fapt asta era scopul, să aibă parte de prima vizită fără incidente. Doar că domnul Dodon a venit cu niște mesaje care absolut nu aveau de-a face cu realitatea. Dumitale, erai acel care i-a adresat anumite întrebări, exact. Și ai creat disconfort. Dânsul încă a reacționat cu cine ți-a pregătit întrebările. Pentru mine, care am plecat de acasă de la o vârstă de 16-17 ani, unde am făcut și liceul, cu burse, adică nu ca alții care plătesc pentru studii și numai eu știu cum durează concursurile astea. Evident, pentru mine a fost încă un motiv. Vreau... Dar da, acel moment a fost momentul care chiar m-a impulsionat, că nu e ok. Nu e ok să avem parte la conducere de oameni care chiar nu ne reprezintă. Foarte mulți discută că persoanele cooptate din guvern sau aduse de guvern acasă, într-un fel, există această percepție că ar fi simpatizanții partidului care guvernează astăzi. Sunteți toți care reveniți membri de partid. Este cea mai mare dezinformare care există, faptul că noul guvern sau noua conducere, noul parlament, caută doar membri de partid. Nu am fost niciodată membru de partid, niciodată nu mi s-a cerut să fiu membru de partid și nici nu aș fi acceptat, pentru că eu și chiar lucrând la comisie, în delegație, nici măcar nu este bine văzut. Mă rog, noi suntem profesioniști, cum ar veni, tehnocrați, cum e tare, este moda să vorbi la Chișinău. Deci, din cauza asta, foarte mulți nici măcar nu vor să încerce să aplice la unele joburi, în fiecare zi, nu doar în mass media, dar și am cunoștințe care îmi zic, uite, totul e rezolvat la voi. Și mi se pare foarte frustrant, pentru că eu lucrând, îmi dau seama că avem nevoie de foarte mulți oameni pe care chiar îi căutăm, pe care chiar avem nevoie, dar eu cred că este o dezinformare intenționată ca să dezamăgească, să creeze o stare că nu, nu se fac lucrurile. E foarte interesant să fiu de partea asta, cum ar veni, a perspectivei, pentru că din partea asta, într-adevăr, văd că e o problemă. Deci societatea este dezinformată la fiecare pas pe diferite subiecte. Câteodată mă gândesc, poate e vina noastră că nu comunicăm mai bine. Poate că una dintre explicații ar fi că astfel e deprinsă societatea asta. Cu mișmașuri, cu cunoștințe, cu mătri. Da, cu siguranță, probabil. Da, e complicat. Pentru că eu am venit și suntem foarte puțini care am venit. Ceea ce mi se pare bun, întrebarea inițială era de ce am venit. Da, e o idee unora nebunească, pentru că am avut un job, am avut totul ok, o viață bună. Cred că eu vreau să fiu un model în sensul de, da, poate e destul să venim cu idei, dar să venim să le implementăm, pentru că asta de fapt e problema nu doar în Republica Moldova, în mai multe țări și în general. În engleză e expresia to talk the talk and walk the walk. Gen, e una de a vorbi și a spune ce e problematic și alta de a te implica efectiv. Și eu consider că la un moment în care pot să mă întorc,
încă mai am energia și optimismul și determinarea să contribui cum pot. Cred că asta ar trebui să o facă toți. Adică avem libertatea chiar de a face ceva și, într-adevăr, schimbările astea nu o să se întâmple mâine. Nu o să se întâmple nici peste jumătate de an, dar dacă nu începem acest proces, care câteodată e enervant, dureros, unii sunt supărați, dar este nevoie pentru a construi niște instituții puternice pentru viitor. Și dacă nu le începem acum, nu știu că nu o să mai putem. Dacă așteptăm alții să le facă, nu o să le facă, pentru că noi trebuie să ne implicăm, dacă vrem să vedem schimbări în această țară. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Eugen Cozonac, a venit în luna august la Chișinău, fiind decis că poate contribui la schimbările de acasă. Este la a treia revenire și speră că de această dată șederea lui să dureze mai mult. Are studii în tehnologii informaționale și a fondat câteva întreprinderi, printre care și CompuDava, actualmente în Dava, al cărui manager a fost mai mulți ani. Acum gestionează proprietatea publică, despre care este convins că poate fi administrată mai eficient. Am plecat din țară în prima dată, în 94, la studii în Statele Unite, în statul Pennsylvania. Acolo am făcut studiile timp de 3 ani. Am absolvit colegiul și niciodată n-am vrut să rămân cu traiul peste hotare. Întotdeauna am vrut să mă întorc în țară, iubesc țara mea natală, vreau să fiu și să activez aici. Și asta a fost scopul inițial după studii. Am venit un om schimbat și am văzut că lucrurile pot fi făcute diferit. Sunt niște valori pe care le-am descoperit de la studii și am vrut să le aplic aici. M-am căsătorit cu soția mea, care este americană, chiar dacă locuia aici, vorbește română la perfecție. Și din cauza că am avut niște complicații cu copiii noștri, am fost decis să plecăm pe o perioadă în Statele Unite. Și acolo ați rămas cât? Am plecat în 2003, am încercat să ne întoarcem în 2009. Întotdeauna am vrut să venim înapoi ca familie. Am revenit în februarie, cred că 2009, și am stat aici jumătate de an. Am avut niște complicații medicale cu copiii și am fost nevoiți iarăși să plecăm în Statele Unite. Și de atunci, din 2009, cred că am venit în Moldova o singură dată, poate de două ori. Ați pomenit cumva ce vă atrage aici, în țara asta? În contextul ăsta, încercând să analizăm ce îi motivează pe oamenii care se gândesc, care, iată, ca dumneavoastră au decis să revină, nu se știe deocamdată perioadă scurtă sau lungă, așa o întrebare, mai degrabă considerați Republica Moldova țara părinților, țara copiilor sau țara în care la un moment dat doriți să reveniți să vă stabiliți permanent? Cei ce specialiștii numesc ca trend ce se întâmplă, mai degrabă aproape de pensionare. Cred că fiecare are o motivație diferită. Întotdeauna am crezut că Moldova este o țară a oportunităților. Când pleci în vest, este foarte greu să te integrezi, fiind dintr-o altă cultură. Acolo parcă totul e deja pe poliță. Aici poți să te ocupi, cred că, cu mult mai multe activități și poți să te dezvolți în mai multe direcții. De ce am crezut și am promovat întotdeauna această idee că în Moldova sunt multe beneficii personale pentru a crește și a dezvolta și a face o afacere interesantă, să faci un ONG sau să ai un impact direct în viața oamenilor. Pe când într-o altă țară ca Statele Unite, care e la o scară mult mai mare, impactul asupra societății pe care poți să o ai este mult mai limitat. Și aceasta m-a motivat într-un fel să pot să revin în țară pentru a avea un impact în viața oamenilor, pentru a face ceva pozitiv pentru oameni, pentru societate. Și ca să vă răspund întrebarea a cui țara, dacă este țara mea, părinților, a copiilor, întotdeauna a fost țara mea. Întotdeauna am vrut să locuiesc aici, să activez aici, dar cu timpul s-a lărgit câmpul de activitate la nivel geografic. A fi activ în Moldova nu înseamnă a fi limitat să fii în Moldova. Eu cu același succes pot să fiu la Londra și la New York și să promovez interesele țării, să atrag investiții, de exemplu. Am încercat să cresc copiii care sunt vorbitori de engleză, în primul rând. Română o cunosc foarte slab. Să-i cresc cu gândul că ei nu sunt pe jumătate americani, jumătate moldoveni. Ei sunt 100% moldoveni și 100% americani. Și la moment, ei merg la școală cu steagul Moldovei pe ghiozdan, se mândresc foarte mult cu faptul că ei sunt moldoveni. În același timp, i-ați luat pe părinți acolo, i-ați integrat în societatea americană. Înțeleg că loc de întoarcere cam nu prea este. Sau greșesc?
Nu știu. Părinții au venit în Statele Unite ca și orice părinte și bunei vor să fie mai aproape de nepoți. Asta a fost punctul acela magnetic, așa să spunem, pentru ei ca să vină la noi. Sunt în discuții cu foarte multe persoane din diaspora care îmi spun care ar fi acele condiții în care ei ar fi interesați să revină. Chiar ieri am vorbit cu o persoană chiar care m-a întrebat, există oare condiții pentru lansarea unei companii, unei afaceri? Este oare acea stabilitate? Care nivelul de impozitare? Este oare presiunea de la, nu știu, clanuri mafioti sau birocrație, ceva care se impune și încearcă să controleze afacerile private? A avea un nivel de confort că activitatea va fi liberă, va fi susținută, vor fi acele condiții pentru o activitate liberă. Cred că este prima motivație pentru persoanele care sunt antreprenori, profesioniști, care ar vrea să revină. Și cred că foarte mulți, majoritatea oamenilor nu pleacă din țară pentru că totul a fost minunat aici. Au fost sau niște condiții dificile care le-au întâlnit, sau au avut oportunități mai bune peste hotare. Dar orice persoană care pleacă din țară, având condiții favorabile, pozitive aici, s-ar întoarce. Și cred că un lucru care trebuie noi să facem aici este pentru ca să promovăm ideea că, sau să comunicăm oportunitățile care există, faptul că țara este deschisă pentru schimbare, pentru transformare, pentru acceptare, pentru oamenii care vor să vină să facă ceva frumos, ceva nou, ceva diferit și nu vor fi impedimente pentru activitatea lor. Ați vorbit de condițiile de inițiere a unei afaceri, cam ceea ce preocupă. Corupția endemică. Pe de altă parte, pentru mulți dintre cei plecați, există niște șocuri culturale, începând de la infrastructura pe care, așa și cum au lăsat-o, așa și a rămas. Ce șochează, iată, o persoană ca dumneavoastră, care nu ați revenit din 2009 sau ați revenit de câteva ore de atunci, ce șochează, iată, când vă reîntoarceți în această societate? Poate cei care trăiesc aici nu simt asta pentru că asta este mediul lor de zi cu zi. Nu cred că m-a șocat ceva. Dimpotrivă, am fost surprins cât de mult s-a schimbat spre bine țara. Am fost surprins câte companii există care sunt profitabile în sectorul privat. Cred că merge în direcție bună, fiindcă oamenii deja au mai călătorit, au mai văzut. Cunosc foarte, foarte mulți moldoveni, au făcut studii peste hotare, au venit acasă cu idei noi, cu viziuni noi și le-au implementat. Schimbări totuși s-au făcut pozitive. Da, sunt foarte multe lucruri care sunt dificile. Corupția este una foarte evidentă. Dar mă bucur foarte mult ce face guvernarea la moment, curentă, pentru a schimba și a simplifica și procesele birocratice, dar și pentru a oferi soluții noi la aceste probleme care au fost de decenii. Doamna președinte, doamna premier, au un mesaj consistent că această guvernare luptă cu corupția și dorește o schimbare spre beneficiul poporului. Când am văzut faptul că alegerile au primit acest mandat popular pentru o transformare și o reformă radicală, aș spune, pentru combaterea corupției, când am văzut că este acea determinare în politica țării, la nivel de președinție, de parlament și a guvernului, atunci am crezut cu adevărat că Moldova are prima șansă în 30 de ani, cu adevărat, să continue și cu adevărat să implementeze schimbările necesare pentru o transformare care va dura. În acele condiții am decis să mă întorc, fiindcă am crezut că este susținerea pentru a face lucruri grele, dar necesare, pentru a face condiții care vor duce la bunăstarea fiecărui cetățean. Schimbările trebuie să fie simțite de toți cetățenii. Nu poți face niște schimbări care le simt doar o pătură a populației, trebuie toți să le simtă. Profesorul de la Academia de Studii Economice, Dorin Vaculovski, studiază atât fenomenele migraționiste, cât și ce se întâmplă pe piața muncii. L-am întrebat ce ar trebui să se întâmple astfel încât cazurile particulare, precum cele a lui Eugen Cozonac și Dorin Frăsâneanu, să se multiplice, iar tot mai mulți cetățeni stabiliți peste hotare să vrea să revină acasă. Într-un fel este o criză de identitate, aș spune eu, pentru ei și asta e, vă spun sincer, este o criză emoțională destul de puternică și noi în cazul de față trebuie să, nu în zadar, sunt diverse politici de reintegrare migranților reîntorși, fiindcă migranții reîntorși trebuie să se deprindă cu noile realități
fiindcă, mă scuzați, acolo civilizație, aici glod. Asta. Undeva dumneavoastră aveți dreptate, pentru că chiar dacă cei optimiști care astăzi spun că Chișinău s-a schimbat, revenind după 15-20 de ani, Chișinău s-a schimbat, există un trend pozitiv, totuși dacă ieșim la 100 de kilometri în orice direcție înspre zona rurală, vedem că infrastructura sau tot ce există acolo, nu neapărat că a rămas la fel, dar în unele cazuri a și degradat. Și atunci ce le oferă statul Republica Moldova acestor oameni? Păi deocamdată, după cum vedeți, doar declarații. Uitați-vă situația din România. Eu am urmărit mai mulți ani în urmă, asta a fost vreo 5-6 ani în urmă. România, membră a Uniunii Europene, evident că este mai atractiv din punct de vedere a investițiilor venite și au început să vină, au început să fie construite întreprinderi, afaceri și așa mai departe. Era vorba de Transilvania. Și brusc s-a ajuns la concluzia că, stați un pic, noi construim întreprinderi, nu are cine lucra acolo. Da, ei tot au mizat pe întoarcerea migranților români, dar prin crearea unor oportunități de angajare mult mai atractive. Ei au ridicat salariile și aceste salarii mai atractive, mai europene, le-au permis românilor deja să aleagă altfel între binele din țările dezvoltate și nu prea binele, cu toate că deja e binele din România. Și astfel s-a depășit într-un fel problema aceasta cu deficitul de cadre în întreprinderile din Transilvania. Deci, dacă vorbim despre Republica Moldova, noi mai întâi trebuie să facem primul pas. Să avem locuri de muncă, să avem oportunități de angajare, să avem condiții de salarizare bune, să avem o infrastructură bună, o calitate a serviciilor sociale la nivel. Și atunci, da, eu să vină, dar așa veniți că voi sunteți patrioți, nu deja... Epoca patriotismului am trecut cu finalizarea anilor 80. Dar toate aceste lucruri despre care vorbiți dumneavoastră, ele nu se fac nici într-un an, doi și nici în patru. Pe de altă parte, această guvernare simte acut, tot mai acut de fapt, problema specialiștilor. Specialiștii buni au plecat, iar alții nu prea sunt în rezervă. Guvern... condiții în serviciile publice. Iată, eu pot să vă spun că în serviciu public cea mai mare fluctuație a cadrelor. De ce? Salarii mici. Fiindcă salariile sunt mai mici decât chiar și la învățători, chiar și la medici și așa mai departe. Citiți legea aceasta din 2018 privind reforma sistemului de salarizare, că ultimii cărora le se vor ajusta salariile sunt funcționarii publici. În cazul celor veniți de peste hotare, pe piața muncii din Republica Moldova, ce ar urma să se întâmple? Pentru că la un moment dat erau amenințări sau un fel de ipoteze că dacă ar veni acel milion înapoi în țară, ar fi o mare presiune pe orice guvernare și cumva și cei care vin la putere sunt foarte rezervați în a deschide tare ușile. Nu, hai să pornim de la ce, că în ziua de astăzi costurile migrației sunt mult mai mici decât acum 20 de ani în urmă, când oamenii plecau și pentru ei această plecare îi costa. Acum noi avem acces liber în Europa, noi avem posibilitatea să comparăm aceste standarde de viață din Europa, din Republica Moldova și dacă chiar vine acest milion din Republica Moldova și nu se realizează, nu-și găsește oportunitățile de a ei pur și simplu pleacă înapoi. Eu nu văd în asta o problemă și aceste speculații că o să vină și o să genereze anumite probleme sociale, nu, asta nu e corect. Altceva, că noi deja avem anumite sectoare, inclusiv și în sectorul real, vorbesc despre sectoare economice, care se confruntă cu deficit de cadre. De ce? Deoarece cadrele astea cu calificare înaltă, ele sunt mult mai bine remunerate în Occident decât la noi. Și dacă noi nu ne schimbăm atitudinea față de aceste persoane și încercăm să promovăm același egalitarism exagerat, iarăși noi putem pierde în situația dată. Noi în Republica Moldova nu avem un mediu concurențial adecvat. Noi nu știm ce înseamnă concurență. Și respectiv, dacă nu știm ce înseamnă concurență, noi nu știm ce înseamnă competitivitate și ce înseamnă să fii competitiv, să faci față concurenței.
Atunci când aceste mecanisme economice de piață vor lucra, atunci și mecanismul de formare a salariilor se va regla și comportamentele economice atât a purtătorilor cererii cât și a purtătorilor ofertelor, eu am în vedere angajatorii și angajații, se vor normaliza. Și atunci noi vom vorbi despre o economie funcțională și despre piața muncii funcțională. Dar deocamdată noi suntem în perioadă de tranziție. Nu poți construi o economie de piață cu metode socialiste. Noi continuăm să trăim cu această mentalitate socialistă, că statul nou ne este dator, că statul trebuie să facă. Și lucrul ăsta se observă practic peste tot. Parcă statul este cel care reglementează salariile. Bine, dacă ieșim un pic din Chișinău și ne ducem mai departe, angajator acolo, în afară de statul, nu e nimic. Primăriile, administrația publică locală și cam atât. Pe parcursul a 70 de ani de putere sovietică, spiritul antreprenorial a fost înnăbușit și acum noi dorim angajatori. De unde să-i luăm clasa aceasta de angajatori? Dacă în țările normale ponderea patronilor în populație ocupată este de până la 10%, bine, 2, 4, 8, 10, în Republica Moldova 0,4%. Nici nu 1%. Despre ce spirit antreprenorial noi putem să spunem? Deci la noi să faci o afacere în Moldova este o problemă. Pledăm pentru niște procurori de peste hotare, eu nu știu cât e de real, dar dacă țara nu are capacitatea de a se autoguverna, e pur și simplu dispare. Așa că noi trebuie să conștientizăm acest fapt și să vedem ce facem mai departe.